vizita lui Ceaușescu în China din iunie 1971 s-a transformat într-un moment de cotitură în relațiile sale cu poporul. Ajuns în țară, le-a impus secretarilor de partid: rog primii secretari să mobilizeze toate forțele pentru a strânge la timp și, dacă se poate, fără nicio pierdere, grâul. Vom aprecia munca fiecărui comitet județean și a fiecărei organizații de partid după felul cum vor acționa pentru a strânge în bune condiții, în întregime, toată recolta. Odată trecută campania de foc, cum îi se spunea metaforic secerișului, pentru înalții activiști ai partidului s-a permanentizat misiunea mobilizării la muncă voluntară. Ordinele nu apăreau atât de explicit în documentele oficiale de partid. Motivul era simplu: ar fi putut deveni o armă a propagandei anticomuniste. Cum să-i impui cuiva să muncească fără ca acela să aibă folos? N-ar fi fost aceasta o formă de exploatare a omului de către om, pe care comuniștii se lăudau că o eliminaseră? Logica era simplă, de fapt. Pământul, toate bunurile importante aparțineau statului, statul era condus de partid, partidul asculta în întregime de către conducătorul lui, astfel că la noi indicațiile lui Ceaușescu aveau forța poruncilor unui împărat. Nu se poate spune că au existat pauze la capitolul muncii forțate. Mai întâi, cetățenii au fost chemați să lucreze din patriotism în economia de război. Totul pentru front, totul pentru victorie, a fost o lozincă a vremii. Din practicile sovietice de reconstrucție a țării s-a preluat metoda subotnicelor, adică lucrul de sâmbătă după amiază în folosul comunității. La 1 august 1945, minerilor de la Petrila le-a revenit sarcina chemării la întrecere în muncă voluntară. Toată lumea în producție, să scăpăm de mizerie, a fost sloganul sub care au lansat noua campanie. Dacă-i musai cu plăcere, făceau oamenii haz de necaz. Vorba aceasta veche s-a păstrat. Lozincile propagandistice din diversele etape lansate pentru impulsionarea muncii patriotice au fost uitate însă. În 1946, după lozinca internaționalismului proletar, brigăzi de tineri români au plecat la muncă pe șantiere de reconstrucție din Iugoslavia. Despre aceștia, presa scria ca despre niște eroi. S-au inventat șantierele naționale ale tineretului. Tinerii care mergeau pe șantiere se numeau brigadieri, purtau uniforme albastre, dădeau la târnă cop, cu mai mult sau mai puțin entuziasm. Șantierele tineretului erau tratate de presă ca locuri ale eroismului omului în lupta cu natura și, bineînțeles, un eroism în lupta pentru o viață mai fericită sub conducerea partidului. Așadar, la drum cu 8003, devenită în această dimineață de vară o mică instituție de învățământ superior. Viitori filologi și economiști, viitori constructori și pedagogi, metalurgiști și profesori de mâine, la ceasul acesta brigadieri, se îndreaptă voios spre terenurile fertile ale gospodăriilor din Bărăgan și din Dobrogea, acolo unde în arșița amiezelor se coc grânele, acolo unde în fiecare bob, în fiecare spic, în fiecare fruct, rămân captive raze de soare. Cele mai cunoscute șantiere au fost cele pentru construcția liniilor ferate dintre Bumbești-Livezeni și Salva-Vișeu. Primului șantier i s-a dat numele lui Gheorghe Udej, cel de-al doilea l-a omagiat pe Vasile Luca. În primăvara lui 1948, în defileul Jiului, au sosit aproape 28.000 de brigadieri. Peste numai 6 luni, șuieratul primei locomotive a făcut să răsune valea. Alți 13.000 de brigadieri au lucrat la linia ferată Salva-Vișeu, care lega Maramureșul istoric de restul țării. Vom munci și vom lupta, linia vom termina, era lozinca lor. În primăvara lui 1948, tinerii voluntari au dat în folosință fabrica de tricotaje APACA din capitală. Conducta de gaz Agnita Botorca, necesară pentru alimentarea Bucureștiului, șantierul de la Bicaz, barajul Prutului, canalul Dunăre-Marea Neagră au fost alte spații eroice destinate tineretului.
Pe ce mergeau tinerii pe aceste șantiere? În primul rând, pentru că acestea erau cotate ca un fel de incubatoare pentru formarea și pentru selecția viitoarelor cadre cu munci de răspundere. După o bună purtare pe un astfel de șantier, puteai fi selectat și trimis la o școală de partid sau la o facultate muncitorească sau chiar mai mult la studii la Moscova. În CV-ul de atunci, un stagiu de șantier echivala cu ce-ar fi astăzi o diplomă obținută la o prestigioasă facultate din străinătate. Pe un astfel de șantier s-a format și Ion Iliescu. Mai mergeau voluntari pe șantiere și pentru reeducare aceia care n-aveau o origine bună și la sabă și lopată încercau să se reabiliteze. Un exemplu în acest sens este marele istoric Dinu C. Giurescu. Am fost repartizat pe un șantier la Întrășești, la vreo 16 km de Slobozia. Și așa am început eu cariera la Sovrom Construcții, care a durat din 50 până în 56, aproape 6 ani de zile, din care 5 ani aproape efectiv pe șantier. 2 ani în Bărăgan, 1 an la Canal, un al 4-lea an lângă Bacău am construit primul aeroport pentru avioanele militare cu reacție, care ne erau livrate de soviete. Până m-am întors în Bărăgan, șoseaua de la Urziceni la Buzău, urmă șoseaua Găiești-Târgoviște și în sfârșit ultimul an l-am făcut ca tehnician în centrală. În 1955, această primă etapă a șantierelor naționale ale tineretului s-a încheiat. Nu și munca prestată în folosul patriei. Era un mediu în care cam toată lumea interpreta un rol fără să și-l asume pe bune. Deci știam cu toții că este obligație impusă de niște structuri intuite. Nu am avut un contact direct cu autorități care să vină să ne sufle goarna misiunii noastre. Au fost profesori care și ei și noi știam că trebuie să mimăm ceva. Cevaul ăla a însemnat că am săpat un șanț. Habar n-am avut de utilitatea șanțului, am glumit mult pe tema șanțului pe care noi l-am săpat și probabil că săptămâna viitoare vin alți colegi să-l umple. Erau, cred, și bancuri exact cu tema asta în epocă, cu care e rostul muncii patriotice, care nu era identificabil. 8.003 a pornit mai departe, acum cu aproximativ 100 de brigadieri mai puțin, dar cu un aparat de filmat încăpățânat să descopere noi chipuri și mai ales să afle ce i-a îndemnat pe acești tineri să se urce în trenul brigadierii. Aș vrea să vă răspund cu ce spunea Eminescu cândva despre muncă, și anume că munca este legea lumii moderne care nu îngăduie pe leneș. Fiecare datorește un echivalent de muncă societății în care trăiește. Așa spunea cândva Eminescu și astăzi poetul a rămas poetul meu preferat. Românii din mediul rural aveau și mai multe îndatoriri patriotice. Se construiau spitale, maternități, cămine culturale, școli. Munca brută o făceau sătenii mobilizați conform hotărârilor primăriilor locale. Bărbații asigurau prin muncă voluntară și paza obiectivelor edilitare, cooperative de consum sau primării. Dacă nu agreau ideea, plăteau contravaloarea acestei sarcini. Mama mea, de exemplu, era la o școală aproape de oraș, vara. Toată vara se ducea la școală și fiecare clasă, de la a cincea, nu știu, de la a cincea până la a opta, trebuia să crească viem de mătase. Și în fiecare zi trebuia să ducă la școală, în fiecare zi erau programați 2-3 elevi care să aducă frunze de dud, să dea la viermii de mătase. Dar după aceea, undeva, nu mai știu, luna, spre sfârșitul verii, când explodau gogoșile, veneau să le ia, nu știu cine venea să le ia. Și cred că și în alte școli, la țară, se proceda la fel. Noi recoltam castane, era unul dintre exercițiile cele mai simpatice, pentru că cimitirul din Cluj, plin de castani, devenea un teren de joacă în care simbolul pe care îl înseamnă mormintele și respectul față de cei morți se dilua total. Cine prinde-n calendar prima zi de an școlar, aducând din drumeții
Acțiuni ca aceasta se includeau în programul organizației locale de pionieri, cu plan, responsabilități și termene, ca la partid. Se încerca deprinderea din fragedă pruncie cu planul și cu întrecerea socialistă. Câte ore se munceau pe zi? Teoretic, de când ajungeam, la 8-8 jumătate, până undeva, cred că în jurul orei 12, când aveam pauza de prânz, o oră, și după aceea iar de la ora 1 până pe la ora, depinde, până când plecam, 6-7 seara. Teoretic, practic, ne conservam destul de bine și mai încercam să mai ne facem că muncim, dar aveam normă pe care trebuia să o îndeplinim. Localnicii, țăranii, râdeau de ceea ce făceam noi, nu era nici pentru ei limpede că ce făceam era util, s-a găsit o activitate care să ne fie dată în domeniul agriculturii. Deci, cred că era acest dublu scop. O educație și inocularea fricii. Am fost primiți aici nu cu șampanie și flori, ci cu o simplă strângere călduroasă de mână din partea conducerii ASEU-ului. Care în fond înseamnă? Da, înseamnă mult mai mult decât șampanie și flori. După terminarea acestor două săptămâni de lucru, directorul IASE-ului ne-a promis că vom face o excursie de două săptămâni și... Sper că nu pentru acest lucru. Nu, voi... vreau să spun că are și aspecte plăcute. Prima chemare lansată copiilor pentru participarea organizată la munci agricole pare să fi fost ocazionată de proasta funcționare a combinelor. Mecanizarea era prezentată drept unul dintre marile aturi ale colectivizării agriculturii. Se considera că recolta trebuie strânsă fără nicio pierdere, astfel că tema pionierilor la strânsul spicelor de grâu s-a transformat într-una reprezentativă picturii în stilul realismului socialist. Sortarea sfeclei de zahăr sau depănușarea porumbului păreau munci mai prozaice. Satele se depopulaseră însă de mână de lucru, astfel că din vara lui 1971, participarea copiilor și tinerilor la muncile agriculturii socialiste s-a transformat în punct distinct al planului de învățământ. Purta numele de practică agricolă. Teoretic, dura două săptămâni, practic, cât era nevoie. La început, însemnând 86-87, începutul liceului meu, la fel în 85-84, clasa 7-8-a, terminam, cred că mai mult de o lună nu stăteam în practică, deci undeva în jur de 15 octombrie. Lucrurile s-au schimbat puțin în anul 88, în care am fost în practică, țin minte, și la începutul lunii noiembrie eram în practică agricolă, deci undeva atunci s-a terminat, era destul de frig afară, se însera destul de devreme și noi veneam noaptea de pe câmp. Iar muncile pe care le-am făcut atunci a fost la porumb, toate muncile. Deci n-am ratat nimic în fazele... De când s-a copt porumbul. Am cules porumb, am tăiat porumb, am curățat porumb și așa mai departe. Nu știu dacă era chiar patriotismul ăla din anii 30-40, când se făcea bumbești livezeni, când am întâlnit bunici, străbunici, oameni care au zis, bă, și mergeam și am spart munții și am făcut linia ferată și chiar indoctrinase comunismul. Aici nu, era, cred că nici nu știam că facem chestia asta, că țara, că se exportă mere, că e foarte fain, nu era nici urmă de chestii patriotice sau, că zici, muncă patriotică. Este nor cât vom câștiga noi aici după munca aceasta. În primul rând, munca aceasta noastră are o finalitate deosebit de nobilă. Dar acum, în situația asta deosebită, când toată țara acum construiește și reconstruiește mai ales, nici noi nu trebuie să stăm cu mâinile în sân. Ca măsură mobilizatoare, conducerile Organizației Comuniste de Tineret și Ministerul Învățământului au lansat concursul Cea mai bună clasă, cu faze pe școală, localitate, județ și națională. Criteriile competiției mergeau de la rezultate școlare, premii la olimpiade, până la practica agricolă și munca patriotică. Nu Nicolae Ceaușescu sau ceilalți lideri ai partidului fixau normele sau duratele practicii agricole și a celorlalte munci voluntare. Odată rostită vorba că vor fi apreciați și promovați activiștii partidului în funcție de felul în care îi mobilizează pe oameni la muncă voluntară, s-a pornit între ei întrecerea. O întrecere care se simțea, era
chiar dorită și la nivelul directorilor de școli și al angajaților inspectoratelor școlare județene. Un alt criteriu al grilei în trecerii între școli era autodotarea instituției prin muncă voluntară. În acest scop se încropeau activități artistice și practice, a căror contravaloare sporea dotările instituției cu terenuri de sport și laboratoare. Experiența practicii agricole devenea și mai neplăcută în mediile studențești. Reușita în învățământul superior însemna certitudinea că vor fi angajați ca specialiști. La ce bun să exerseze deprinderile tradiționale ale țăranului? Acesta e compartimentul metalurgiștilor. Sau am greșit? Nu. Suntem un grup de studenți de la metalurgie. Cu ce sentimente ați luat decizia de a deveni brigadier în această vară? Cu sentimentul utilității. Sentimentul utilității e deosebit de tonic și răsplătește o parte din eforturile pe care ți le asumi. În 1971 s-a trecut la ceea ce s-a numit strângerea legăturilor învățământului cu producția. Majoritatea liceelor s-au transformat în unități de învățământ cu profil industrial. Practica de specialitate deținea o pondere tot mai mare în structura curriculei școlare. Se înțelege că practicanții trimiși în fabrici și uzine prestau munci mai mult sau mai puțin de calitate, de mai mare sau mai mică complexitate, fără a fi, bineînțeles, retribuiți. Îmi place foarte mult meseria de metalurgist, nu numai pentru că tatăl meu lucrează la uzina din orașul nostru, ci și pentru că lecțiile predate de tovarășul profesor ne fac să trăim cu adevărat în lumea fontelor și a oțelurilor, să pătrundem tainele proceselor tehnologice care fac ca metalul să asculte docil de mâna și priceperea omului. Mai sunt puține luni până la sfârșitul acestui an și poate am fi favorizați dacă am reușit să terminăm liceul cu o dublă calificare, o calificare teoretică și o calificare practică. În anii 70, liderii comuniști constatau că sistemul intrase în criză. Entuziasmul vieții noi dispăruse. Credința că statele socialiste vor ajunge din urmă și vor depăși statele occidentale avansate se spulberase și ea ca luată de vânt. Jucam un teatru generalizat. Asta a fost diagnosticul meu, acum dacă mă întrebi, pentru epoca respectivă. Un teatru care, din păcate, a compromis și ideea de muncă voluntară. Lucrurile au mers din rău în mai rău. Decizia lui Ceaușescu de a plăti integral datorie externă a României se poate spune că a dus la abolirea tacită a codului muncii în România. Schimburile se prelungeau sine die pentru livrarea în termen a unui lot de produse la export. Se lucra și duminicile, pe baza unor anunțuri de ultimă oră. Și mă cheamă tovarășul și a spus că nu, trebuie să facă, să muncească. Și dădea planul mai mare. Eram convins că nu se poate face. Dar n-aveam ce face. Armata populară, cum i se spunea pe atunci, a fost cea mai importantă sursă de muncă patriotică. După adoptarea principiului coexistenței pașnice între sovietici și americani, instrucția soldaților a dobândit mai mică pondere. După depunerea jurământului militar, tinerii erau folosiți la munci agricole, pe șantierele de construcții și în mine. Accidentele de muncă suportate de acest personal necalificat în locuri periculoase, precum șantierele de construcții și minele, nu se făceau publice. Cu certitudine au fost numeroase. Faptul l-a determinat pe Ceaușescu să interzică folosirea militarilor în termen la muncile în subteranul minelor. Realitățile anilor 80 au depășit pesimismul cel mai sumbru. Economie, export, reciclare și refolosire au devenit cuvintele cheie în discursul de presă. O altă modalitate prin care elevii înțeleg să participe la activități utile. Munca patriotică de colectare a deșeurilor feroase, neferoase, de sticlă și hârtie. Începând cu școlarii din ciclul primar, toți românii aveau sarcini patriotice. Fiecare clasă avea un plan de hârtie, sticle și borcane. Am strâns hârtie, am strâns castane, am strâns borcane, am dus la școală. Era o tâmpenie, mai bine dădeai bani decât să umbli, să
să speli sticle, să asta cu spălatul sticlelor de ulei era iară un sport fabulos, sticle de șampanie care erau mai scumpe, asta aia de șampanie era 3 lei, celălalt era 1 leu. Și te duceai la școală, se umplea în pivnița școlii de sticle și de borcane, mai făceai încă o dată să le ia de acolo din mână în mână, să le, nu știu unde le duceau, unde le puneau, duceau pe la fabrici, deci așa ca o cooperativă muncă în zadar. Pe măsura trecerii timpului, voluntarismul lui Ceaușescu s-a accentuat, iar proiectele sale au devenit tot mai utopice. După o instruire temeinică în tabăra de la izvorul Mureșului, ei și-au manifestat dorința de a lucra timp de 2 săptămâni pe câteva dintre marile șantiere bucureștene. În acest fel, harnicii constructori care îmbogățesc zi de zi înfățișarea capitalei vor avea pentru a treia oară în vara anului jubiliar prilejul să muncească alături de reprezentanții cei mai meritoși ai studenții noastre, viitorii ingineri, profesori, medici, arhitecți. Șantiere ale tineretului s-au deschis la toate marile obiective, precum canalul Dunăre-Marea Neagră, dar și la construcția sistemelor de irigații. Cine mergea voluntar pe aceste noi șantiere de muncă patriotică ale tineretului? Chestiunea se rezolva prin decizia pe plan local ca practica productivă a unor licee de specialitate să se efectueze pe cât un șantier. Un aranjament ca multe altele din epocă pentru a raporta îndeplinirea unor indicații prețioase. Oricât ar părea de ciudat astăzi, în anii 80, pe șantierele naționale ale tineretului plecau să lucreze băieți și fete de cea mai bună condiție. Părinții tinerilor trimiși pe șantiere sperau ca să înduplece mai apoi cadriștii cu acel stagiu al tânărului la sapă și la târnăcop. În anii 80, populația activă din mediul rural era în mare parte alcătuită din muncitori navetiști. După orele de muncă și călătorie până la lucru, oamenii aceștia ar fi trebuit să presteze alte norme acasă, crescând animale și cultivând grădina în folosul statului. Veneau trimiși și primăriei în casa omului, recenzau animalele, se uitau la suprafața grădinii și făceau un plan de cultură. După aceea îl obligau să semneze planul de contractare cu statul, adică cel puțin jumătate din producția record calculată de ei. Se înțelege că prețurile pe care le primeau pentru produsele contractate erau mult sub nivelul prețurilor din magazinele de stat și că nu se comparau cu prețurile de pe piața liberă. Ce mai însemna viața omului? O nesfârșită corvoadă a sarcinilor de producție, a ședințelor, a repetițiilor pentru cântarea României, a competițiilor daciadei, a lecțiilor de învățământ politico-ideologic, a îndatoririlor obștești.